Rezultatele analizelor giungiului din Torino nu au putut confirma că acesta este un fals. În schimb, concluziile indică faptul că suferințele îndurate de persoana înfășurată în el amintesc de relatările din Evanghelie despre patimile lui Hristos. Gli studiosi hanno contato circa 120 colpi di flagello. Su tutto il corpo dell'uomo della Simone ci sono circa 700 ferite. Nu ratați duminică la Realitatea Spirituală o demonstrație în exclusivitate privind autenticitatea giungiului. Non ci dicono che la Simone è autentica, ci dicono non può essere falsa. Un tessuto su cui sia rimasto l'impronta di un viso, di un orecchio, di un gluteo, di un piede, non esiste al mondo.